Salutare, pretenția stoc zdravo. E, nu mai sunt buni fermierii pentru guvernanți, nu-i așa? Nu sunt buni pe șosele, nu sunt buni nici în orașe, nu sunt buni la televizor, ei nu sunt buni decât pe câmp. Așa, cu capul plecat în țărână, eventual, să stea călare guvernul cu taxe și impozite pe ei, să-i biciuiască cu RCA-ul lor de neam prost și cu ASF-ul, care ar trebui redenumită lipsa totală de autoritate a supravegherii financiare. Care autoritate, bă? Aia care doar se uită și dă din mânuță ca cățelușii din mașinile românilor de dinainte de Revoluție, în timp ce șmecherii care stabilesc prețurile iau la pilă portofelele cetățenilor, adică nespecialii, simțiții, oamenii care muncesc normal ca mine și ca tine. Nu mai sunt buni fermierii nici în supermarket, că e mai prețios mărul de Polonia, para din Spania și cacheul din Japonia. Și mai ales, nu sunt buni să protesteze. Să nu-i vedem cu tractoarele alea mari ale lor și murdare de pământ ce să caute printre noi, oamenii de la oraș, printre polițiști și jandarmi, care au ajuns să înlocuiască ei protestatari din Piața Victoriei cu mascați și țestoase. Să nu vină ăia murdari de motorină și de praf, ci să protesteze în fața Mercedes-urilor scoase din spălătorie ale lui Ciolacu și Ciucă, că le ia vopseaua. Nu aleam noi vopseaua de pe buletinele de vot să le luăm, că au început să o facă pe Durazivii cu poporul. Se dau marca, au certificat de șmecher, de zici că a luat premiul Oscar pentru cel mai lung film cu proști. Lasă, văd ei, o să zică danke dacă or să scape cu câteva procente peste zero. Hai să aveți spor la vopsit, buletine. Și voi credeți că Ciolacu și Ciucă știu cât mai e un RCA o asigurare? Credeți că și-au plătit singuri RCA-ul pe 2024? Și-au plătit ei asigurarea la mașină? Aiurea, le-a plătit și oferii de la guvern și parlament? Ciucă și Ciolacu sunt un fel de Terente și Didina care doar se plimbă cu mașina și aruncă cu scutieri protestanții blocați cu taburile pe marginea șoselei. Și de ce l-ați mai împușcat pe Ceaușescu, mă? Dacă ați ajuns să luați oamenii din case cu tuba pentru opinie, păi luați-l și pe Eminescu, care și-a permis să scrie atunci când l-a invocat pe Țepeș, Doamne, ca punând mâna pe voi să vă împartă în două cete, în bandiți și în slugoi, și în două temnici large cu dea sila să vă adune și să dea foc la pușcărie și la casa de nebune. Luați-l și pe Coșbuc, care a strigat tare în fața guvernului: noi vrem pământ! Luați-i pe toți, bă, că și ăștia au îndemnat la nesupunere. Și vă zic, e mai rău decât pe vremea lui Ceaușescu, că atunci, ca să te răcorești, mai scrieai o scrisoare la Europa Liberă și ei îți răspundea. Acum trimite tu o scrisoare la vreo televiziune, că nu ți-o citește nimeni. Poate doar dacă te confundă cu prefectul Capitalei, că doar așa au oamenii simpli acces la televizor. Când îi confundă cu cei pe care îi pupă în curtea regelui Iohannis. Da, voi speciale aveți nevoie de liniște și de bucles. De-aia ați pus poliția să sară cu pușca la om. Dar cine sunteți voi, bă, Ceaușescu, tovarășul Ciolacu și tovarășa Ciucă, cabinetul 1 și cabinetul 2, 3 la 10.000 dacă îl pui și pe Rareș Bogdan, pardon, la 20.000 de euro, că atâta valorează ceasul cu care cumpără ei ridic de la fermierii români? Ridic, chiar să vă ridice moralul poporul la alegeri cu prea cinstita ștampulă cu care o să vă ștampuleze. Și mai nou, trimiți un mesaj pe WhatsApp: gata, s-a însemnat poliția că te iei de geniile carpaților de la Palatul Victoria Socialismului. De parcă treaba polițailor e să citească ce scriu oamenii în privat pe mesaje. Unde s-a ajuns, fraților? Citiți, bă, Dostoievski și Seneca dacă vă arde de citit. Seneca visar corăbile în fața guvernului să vi se senece.
Ștefan Căbodă, ăsta e un fel de armă albă a lui Ciolacu, care a pus polițiștii să scoată pușca la protestatar ca Stănculescu la Timișoara. În curând va fi interzis să le mai pronunțăm numele și o să trebuiască să le punem portretele lui Ciucă și cel Acru în clasele de școală, în tramvaie și autobuze, în cabinele de tractor ori de camion, și să ne închinăm la ei ca la sfintele moaștea pe gheață de dictatori sud-americani în devenire. Că de-aia s-a dus Ciolacu în America, ai înțeles? Ca să facă ei Republica Socialistă România Great Again. Nu vedeți că așa se comportă? Iar voi, polițiștilor, când veți vrea să protestați și voi pentru salarii mai mari, cum ar fi să vină fermierii și să vă oprească cu tractoarele, să nu mergeți în Piața Victoriei, aud că vezi tu, asta e durerea oamenilor. I-au ținut să protesteze la marginea orașelor, pe centură, ca centuristele. Și dacă protestatarii cedează, ori au cedat deja, cedează pentru că or să le promită și lor, ca la profesori, că o să facă și o să dreagă și o să facă ce a făcut pisica sub pod, adică cachi. Și asta vă doresc la toți dictatorii români în devenire, cachi, mult cachi, să vă dăm la guriță. Uite, nu vă speriați, e cachi, un fruct, Diospyros cachi, cum e denumirea științifică, sau piersica japoneză. Și da, mult cachi la guriță și pentru toți cei care vor să bată oamenii pentru dreptul imuabil, universal și perfect democratic de a protesta. Nu mai au nimic de zis. O singură întrebare de final. Voi vreți să le dați cachi la guvernanți sau să luați șpagă electorală? Și bravo protestatarilor că nu s-au asociat cu niciun partid sau alți sicofanți propuliști care ar fi vrut să se suie în cârca protestelor. Ba chiar le-au dat cachi indirect acestora, trimițându-l acasă și pe bărbatul și pe femeia care veniseră să fure protestul oamenilor pașnici. Și sus inimile români, de orice naționalitate ați fi, pe aici, prin România, ori pe afară, volanul și sapa n-o să vă ia nimeni din mână, mă! Alo! 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 Alo!